Clubul Dance Energy a dat dovada maestriei sale într-un regal de dans găzduit de Casa de Cultură. Numeroși alți preșcolari și școlari au fost invitați la evenimentul care a reunit părinți, bunici și prieteni. Casa de Cultură a răsunat miercuri seara de muzică și dans. Copiii care se pregătesc la Clubul Dance Energy au fost stăpânii scenei într-un spectacol ce a durat peste 3 ore. În public s-au aflat părinți, bunici, colegi și prieteni care au asistat la momente deosebite. Festivalul a reunit în totalitate peste 1000 de copii de toate vârstele. Maestrul de ceremonie a fost prietenul apropiat al clubului, colegul nostru Florin Ștefănescu, de la Radio Alfa. Câteva cuvinte despre Festivalul Dance Energy, ediția a doua din acest an. Păi este a doua ediție a festivalului. Suntem foarte bucuroși că avem un număr de peste 1000 de copii participanți. Azi este a doua zi a festivalului. Suntem bucuroși că prima zi a ieșit cu succes. Deci 6 ore jumătate de spectacol, cântece, dans. Azi este vorba de mai mult dans. Clubul nostru face dansuri de performanță. Avem o altă performanță pentru ei și o să vedeți un show pe cinste. Ce urmează? Că am înțeles că mai există și cea de-a treia zi de festival, vineri. Da, mai avem a treia zi în care o să fie gala festivalului, în care o să premiem perechile care au participat în competiții naționale și internaționale cu reușite extraordinare. În final, toți participanții au primit diplome, premii și chiar cupe pentru efortul depus și mai ales pentru curajul de a urca pe scenă în lumina reflectoarelor.